Suntem în Alexandria, pe strada Ion Creangă, la numărul 103, una dintre intrările pe proprietatea baronului Liviu Dragnea. Asta ca să-i răspund domnului Liviu Dragnea la întrebarea ce am furat, băi, bot. Vorbim despre proprietate uriașă pentru cineva care a avut venituri teoretic numai din salariul de bugetar. Și aș vrea să vă dau niște cifre. Vorbim de 7.000 de metri pătrați, intrări de pe 3 străzi, piscină, teren de tenis cu nocturnă. Proprietatea asta este atât de mare încât în momentul în care domnul Dragnea a venit la București și a fost nevoit să o treacă prin declarație de avere, a rupt-o în mai multe bucăți. O parte a dat fiului său pentru a nu băte alau, cum s-ar spune. Este foarte bine mascată de verdeață, astfel încât de la stradă este greu să îi dai dimensiunea exactă, dar ați văzut cu toții imaginile filmate din elicopter. Domnul Dragnea, ca să-i răspund la întrebarea ce am furat, păi, bot, domnul Dragnea nu are cum să justifice o astfel de proprietate, chiar și în Alexandria, chiar și în județul Teleorman, numai din salariul de președinte al Consiliului Județean sau prefect, sau chiar din salariul de ministru. Așa ceva nu ar fi fost posibil. Tot ceea ce este aici, în spatele meu, pe strada Ion Creangă, la numărul 103 în Alexandria, de aici până în strada următoare, totul răspunde la întrebarea lui Liviu Dragnea, ce am furat, băi, bot. Și aici ridicăm o problemă pe care am pus-o și atunci când am făcut un comentariu similar în fața unui palat țigănesc din Timișoara, problema controlului averilor. Înțelegeți de ce țiganii analfabeți din Timișoara nu sunt întrebați niciodată de unde au banii cu care și-au făcut palatele? Pentru că dacă ar fi întrebați, dacă s-ar da o lege ca să fie întrebați, ar trebui și la această gospodărie, la numărul 103 de pe strada Ion Creangă, să vină inspectorii fiscali și să o întrebe pe doamna Bombonica, pentru că domnul Dragnea și-a spart averea în urma unui divorț, să o întrebe pe doamna Bombonica de unde sunt banii pentru proprietate. Aceasta este însă numai una dintre proprietățile lui Liviu Dragnea, proprietăți pe care acesta nu le poate nicicum justifica din salariul lui de bugetar, de prefect și de președinte al Consiliului Județean. Mai sunt restaurante, mai sunt firme, mai sunt hoteluri. Toate acestea, le vedeți, răspund la întrebarea lui Liviu Dragnea, adresată foarte nervos la Înalta Curte de Casă și Justiție, ce am furat eu, băi, bot. Haideți să vedem ce a mai furat Liviu Dragnea. Conacul baronului Dragnea se află într-o curte de 6.895 de metri pătrați, mult mai mare decât un teren de fotbal. Interesant este faptul că o pânză verde de camuflaj ascunde de privirile curioase casa baronului. Liviu Dragnea a montat strategic această pânză pentru a feri proprietatea de ochii alegătorilor. Mai are o intrare pe altă stradă. Pe altă stradă? Da. Dar cât de mare e casa? E dintr-o stradă înaltă, pe lat. Și așa, nu știu, 5 ani. Are intrare și pe strada asta și pe strada cealaltă. Da. A, și toată distanța dintre străzi. Și toată distanța dintre străzi este a dumnealui și casa are undeva la mijloc. Liviu Dragnea a cumpărat prima parte din acest domeniu în anul 2002. De atunci a tot alipit patru curți vecine, ajungând la dimensiunea de 7.000 de metri pătrați. Ca suprafața să nu mai pară așa mare, în data de 23.03.2011, jupânul i-a donat fiului 2.859 de metri pătrați, clădire plus construcție, astfel că în declarația sa de avere mai apar doar 4.036 de metri pătrați. Ca să evite trecerea în declarația de avere a suprafeței conacului din Alexandria, Dragnea a trecut că este în construcție. Numai că din imagini totul se vede că este construit deja. În curtea casei se regăsește și o piscină executată la comandă. Piscina este înconjurată de o casă de oaspeți în care se pot relaxa vara invitații. Răsfățul oferit de piscină este unul pe măsură. Elemente decorative, jacuzzi incorporat, dar și un sistem de iluminat subacvatic. În curtea conacului tronează și un teren de tenis cu nocturnă. Este cunoscut faptul că baronul de Teleorman este un împătimit al sportului alb, lucru demonstrat de altfel și la recenta întâlnire a liderilor rusele de la Murighiol. Este cunoscut faptul că familia Dragnea iubește trufandalele și produsele bio, pasiune dobândită de la socrul lui Prodana Petrache, renumit legumicultor din localitatea Giuvărăști, drept pentru care soția lui Liviu Dragnea, Bombonica, a comandat un solar și el de dimensiuni impresionante. La poarta principală, pasnicul domeniului beneficiază și el de o casă proprie. Rămâne o întrebare. De unde a avut Dragnea bani să cumpere atâta teren și să își construiască un asemenea conac? Salariul de bugetar, hotelul Bombonicăi, împrumuturile de la socru nu sunt de ajuns pentru a justifica ce este la vedere din averea lui Dragnea.
dumneavoastră vă știți cu el așa? Nu, nu, n-am intrat în conversație. Sau nu prea stă pe aici? Păi, dar nu stă și nu se coboară la nivelul meu. E baron local. Din imperiul său, pentru Dragnea, e ușor să dea sfaturi. Noi vom avea de partea noastră oamenii. Să le spunem românilor că pot avea o viață mai bună. Să le spunem că pot trăi fără teamă. Să le spunem că în această țară poate fi pusă rânduială. Tânărul trebuie să știe că guvernarea noastră va urmări cele trei obiective fundamentale pentru fiecare tânăr de oriunde din lume. Un loc de muncă, o casă și o familie.